frații mei păstori, ne-ați îmbogățit în seara asta cu experiențele voastre, la care se acumulează și experiențele noastre. Și în calitate de gazdă doresc să vă aduc un cuvânt de mulțumire. Dragă Sami și iubită familie, suntem alături de voi. Am stat și m-am gândit că plecăm din locul acesta îmbogățiți sufletește, pentru că s-au derulat înaintea noastră câteva amintiri. M-am gândit de când îl cunosc eu pe fratele Vasile Talpoș. Și nu vă spun de când, l-am cunoscut din tinerețe. Și l-am cunoscut în toate ipostazele, ca păstor, ca profesor, ca un om îndrăgostit de o femeie de la Racovița, ca un rector, ca un conducător de doctorat și ca un membru al Bisericii Betania. Pentru noi a fost o mare cinste să-l avem pe fratele Vasile și sora Lidia acolo, pe cele două scaune. Soția mea stă lângă cele două scaune care ele ocupau. Am învățat multe lucruri, dar poate cel lucru care m-a marcat cel mai mult a fost cum sfârșește un om al lui Dumnezeu. A fost pentru noi un mare exemplu. Venea, se așeza acolo cu o jumătate de oră înainte și aștepta în liniște să înceapă slujba și dacă îi se dădea ocazie să rostească o rugăciune, rostea cu toată convingerea. Dacă era solicitat să spună un cuvânt, vorbea cu înțelepciune. Și a fost pentru noi o pildă cum se încheie lucrarea. După ce a avut accidentul și și-a rupt și-a fracturat un picior, sora Lidia îl îngrija cu toată dragostea. Și apoi, la scurtă vreme, s-a grăbit să plece acasă sora Lidia. Și l-am sunat a doua zi după înmormântarea sorii Lidia și l-am întrebat: frate Vasile, cum sunteți? Și mi-a spus o vorbă care am să o țin minte toată viața. Cu crucea în spate, pe urmele Domnului Iisus. Și am zis, trebuie să mă duc să-i fac o vizită cât de urgent. Și ne-am dus împreună cu sora Lenuța și a spus o vorbă înțeleaptă. Domnul nu ne-a spus că ne va scuti de încercări, dar ne-a promis că va fi cu noi în încercări. Și multe alte lucruri, un element care aș vrea să-l mai adaug la tot ce s-a spus foarte frumos și cu multă simțire, este acela al unui om vizionar. Vreau să vă spun un amănunt ca pare care poate nu știți. Seminarul din București, în vremea comunismului, a fost considerat o școală ca un liceu. Toți absolvenții care terminau acolo, deși făceau 4 ani după terminarea liceului, aveau o diplomă de școală post-liceală, cumva, sau liceală. Și mi-aduc aminte că imediat după Revoluție am ajuns la București, eram și eu atunci printre frații din conducerea Uniunii și a spus, frate Poplăcean, primul pas care trebuie să-l facem este să declarăm școala aceasta teologică institut teologic. Și am zis, da, ce înseamnă aia? A, înseamnă că trebuie să omologăm toate diplomele și dacă trebuie mai facem niște studii. Și ne-a chemat pe toți cei ce am absolvit înainte de 89 să mai dăm niște examene
ca diploma noastră să fie diploma universitară. Parcă la început nu l-am înțeles, dar după ce i-a spus, acum trebuie să facem un pas înainte, deschidem un program de doctorat. Și prin harul Domnului sunt foarte mulți care au terminat doctoratul sub coordonarea profesorului Talpoș Vasile. Un om cu viziune. Și viziunea asta nu s-a încheiat decât duminica asta, când Domnul l-a chemat acasă. Cred că ar fi foarte multe lucruri de spus, dar timpul a trecut și vrem să rămânem cu aceste amintiri profunde, serioase, care ne-au fost aduse. Nădăjduim că și mâine seară vor fi alți frați păstori din țară prezenți sau prin internet să împărtășească simțămintele cu ocazia aceasta. Tot la ora 18 vom avea încă o seară de priveghi, iar miercuri, începând de la ora 10, va fi slujba de înmormântare tot aici, până la ora 11:30, urmând să facem înhumarea în cimitirul municipal. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze și slujbele acestea. Amin. Și mai presus, aș vrea să ne rugăm acum la această încheiere ca Domnul în bunătatea Lui să se atingă de Cristina și de Sami. Amin. Cristina este încă în spital într-o stare destul de gravă. Sami este acasă, destul de bolnav și a exprimat regretul că nu poate să fie astăzi aici și băieții sunt toți în carantină încă. Ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze. Și ne gândim și la cei de la București, din America, acolo unde sunt, să-i binecuvinteze Domnul. Amin. Vreau să avem o rugăciune specială pentru două lucruri. Să ne rugăm pentru Cristina și pentru Sami, ca Domnul să-i vindece. Amin. Și să ne rugăm pentru ca Domnul să binecuvinteze slujbele acestea, ca în toate să fie binecuvântat și slăvit Domnul. Amin. Amin.